Bună seara, dragi telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Viitorul Medicina Holistică. Abordăm în această seară un subiect mai diferit față de temele pe care le-am avut edițiile anterioare, însă vă asigur foarte interesant. Despre ce este vorba aflăm imediat de la doamna dr. Bălan. Doamna dr. Bălan, de ce v-ați propus să vorbim astăzi despre un subiect mai puțin holistic? Nu este mai puțin holistic, dar îmi permite să răspund prin câteva imagini. În general, Helicobacter pylori nu are simptome clare. Studiile arată că aproximativ 70% din populația României are această bacterie în stomac. Odată intrată în organism, bacteria se va răspândi pe toată durata vieții, uneori fără să aibă efecte asupra sănătății persoanei afectate. Există multe cauze în care pot să apară gastrite și ulcere. Cele mai cunoscute cauze sunt medicamentele care pot să fie nocive stomacului și cele mai nocive sunt medicamentele zise antiinflamatorii, rude cu aspirina și medicamente care le luăm noi în răceli sau în dureri reumatice. Și altă cauză care este recunoscută pe plan mondial ca fiind o cauză importantă de ulcer sau de gastrită este Helicobacter pylori, o bacterie care crește în stomac și care poate să dea ulcer la duoden, adică respectiv stomacul este afectat, dar duodenul plătește factura. Cât de ușor se ia acest Helicobacter pylori? Cum se ia? Se pare că Helicobacter pylori se ia relativ ușor din mâini murdare, adică se poate transmite pe cale fecal-oral. În aceste circunstanțe, în țările care au un indice de civilizație foarte mare, Helicobacterul este răspândit în aproximativ 10-20% din populație. În țări în care gradul de igienizare este mai modest, poate să ajungă la 50-70%, și în țări din Africa ecuatorială se ajunge la 100% infestare cu Helicobacter pylori. Vă dați seama, cam pe aici este calea de contaminare importantă al Helicobacter pylori. Bacteria poate fi transmisă de la om la om, de aceea igiena personală elimină posibilitatea transmiterii bacteriei. Spălatul pe mâini al fructelor și legumelor poate reduce transmiterea unor tipuri de bacterii, precum și cea a bacteriei Helicobacter pylori. Studiile realizate ne arată că aceasta afectează aproximativ 50% din populația lumii. Ea se situează astfel pe locul 2 în categoria celor mai răspândite infecții bacteriene din lume, după caria dentară. Să înțeleg că această temă de discuție este importantă pentru că 70% din populația României este afectată. Exact. Vedeți, medicina holistică are o abordare vizionară și unitară, globală. De exemplu, analizăm colectivitatea în ansamblu ei și nu numai individul, ci întregul, că de aceea se numește medicină holistică și se numește medicină holistică pentru că nu abordează decât pacientul din cabinet, ci și întreaga colectivitate umană. De la cuvântul holos, care înseamnă în grecește întreg. Când vorbim de 70% din populația României, este un subiect holistic. Ne interesează, pentru că ne afectează. Vedeți, România trece prin tot felul de transformări și știți, am văzut mereu majore, și anume social, economic, juridic, civil. Helicobacter pylori afectează foarte mult stomacul, care se găsește în plexul solar și, de asemenea, acest plex solar de care o să vorbim astăzi este sediul puterii personale. O să vedem sediul pe care trebuie să-l folosească liderii noștri și o să vedeți ce implicații și ce conotații are tocmai căderea energetică a acestui plex solar în viețile noastre. Deci putem avea cu acest procent, mai exact 70%, multe probleme de lipsă de putere, să înțelegem. Sigur că da. Trebuie să știți că, în general, noi avem o problemă cu această lipsă de putere și se spune că poporul român este un popor răbdător, știți că. Dar să știți că s-ar putea ca această răbdare exagerată pe care o avem noi, pentru că am suportat foarte multe lucruri de-a lungul vremurilor și pe perioada comunismului și chiar și acum, până când să ieșim în stradă să ne strigăm drepturile, trebuie să știți că mai degrabă n-a fost vorba numai de răbdare. Poate a fost vorba de lipsă de putere. Am înțeles că în anumite țări există acest procent ridicat. Da, dar acolo unde există sărăcie și unde există lipsă de igienă și lipsă de educație. Și trebuie să știți că deși noi trăim în România și o parte dintre noi suntem la anumit nivel educațional, marea majoritate totuși au un nivel scăzut, să zicem, de educație, datorită faptului că nu se face foarte multă prevenție. Eu am văzut încă mame care își hrănesc copilul cu lingurița și apoi gustă și ele cu aceeași linguriță, din păcate, și este incredibil, pentru că suntem inconștienți făcând acest lucru. Doamna doctor, ce este mai exact Helicobacter pylori?
Este o bacterie. Este o bacterie descoperită în Australia de un doctor, și anume domnul doctor Barry Marshall, în anul 1983. O să vedem în următorul filmuleț detaliat. Helicobacter pylori, commonly shortened to H. pylori, are spiral-shaped bacteria that can attach to the lining of the stomach or small intestine and thrive and multiply in that environment. H. pylori infection occurs when the bacteria release toxins. Types of Helicobacter pylori infection. There are a number of different strains of H. pylori bacteria, which may influence the way the infection is treated. Some strains of the bacteria have become resistant to certain treatment therapies. Different strains of the bacteria are found in different parts of the world, and physicians take this into account when considering treatment options. Incidence and prevalence of Helicobacter pylori infection. The presence of H. pylori bacteria is common. According to some researchers, about half of the world's population may be affected. Approximately 90% of these people do not experience problems, according to the American Academy of Family Physicians. Helicobacter pylori infection rates vary throughout the world. In industrialized areas, the infection rate is between 20 and 30%. In developing countries, up to 70% of people may be infected. Hey there, my name is Dave Hompes, and since 2007, I've been helping people overcome H. pylori and all the different symptoms that it tends to be able to cause. This short video is just a brief overview to help answer the question, what is H. pylori? Well, H. pylori is a corkscrew-shaped organism. It's a bacterium. It's a tiny little thing, microscopic bacterium, but it has the ability to cause a whole bunch of problems in your digestive system. And what it does, because of its corkscrew shape, is it's able to bury into your stomach lining. Now, it was discovered in about 1979 by an Australian doctor named Dr. Barry Marshall. And then Dr. Barry Marshall gained the Nobel Prize in 2005 for proving that H. pylori actually has the ability to cause stomach ulcers. Now, how do you get H. pylori? Well, there are a number of different ways that you can actually catch or acquire H. pylori. First of all, it can be passed from person to person. You can catch it from kissing, sexual contact, and you may even be able to catch it from sharing things like drinking and eating utensils. Number two, it can be acquired by eating contaminated food. Number three, it can be acquired by drinking contaminated water. And number four, you may even be able to acquire H. pylori during endoscopy procedures at the hospital. So if the person before you had H. pylori and you then have an endoscopy and they haven't washed the equipment properly, you may end up with H. pylori from a simple thing like an endoscopy procedure, which is kind of ironic, but it is in the medical literature as a possible transmission route of H. pylori. Now, what symptoms can it cause? Well, can actually cause a whole array of symptoms around the body. Remember I said it had a corkscrew shape? Let's go back to that. The corkscrew shape allows it to bury into the stomach lining. And when it does so, it's a little bit like putting a piece of glass in your finger or a splinter in your finger. It's going to cause a whole bunch of redness and swelling that we call inflammation. And the inflammation in the stomach or in the upper part of the small intestine is called gastritis or duodenitis. Anything with itis on the end simply means inflamed. Now that inflammation in turn can create pain. So you can find that you struggle with heartburn, with tummy pain, you can also get bloated. You might also find that you end up with a lot of belching and burping, or gas and wind, and possibly even constipation and diarrhea. But that's not the end of it. Because H. pylori has the ability to really disrupt the ability of your digestive system to function properly, you can start to get symptoms elsewhere in your body as well. And so you can start to feel tired.
You can get mood changes. You might have a hard time sleeping. You might find that your weight starts to fluctuate. Some people actually gain weight because of H. pylori, and some people lose weight really, really rapidly. You can find it difficult to sleep because you might have heartburn at night that gets worse and worse as you try to lie down and sleep, for example. H. pylori is associated with a whole bunch of different skin complaints, particularly rosacea and urticaria. And in some people, small numbers of people, we also know that H. pylori can go on to cause stomach cancer, and it may also be related to heart disease and associated conditions like high blood pressure, insulin resistance, and possibly even type 2 diabetes as well. And all of this is in the medical literature. Trouble is, your doctor probably won't know that much about it. So my job is to help you understand H. pylori in the best way you possibly can, because that's going to give you the best chance of making a full recovery, not only by getting rid of H. pylori, but also by overcoming all the possible symptoms and conditions that it may have been contributing to over the last weeks, months, or possibly even years that you've had it. Now, I said that this was a brief overview. I could talk about H. pylori for hours and hours and hours and hours and hours. That's kind of what you get when you've worked with several thousand people over a number of years around the world with this particular bacterium. Doamna doctor, înțeleg că această bacterie afectează tubul digestiv, stomacul. Ce înseamnă, din punct de vedere holistic, o boală de stomac? Trebuie să știți că, în general, toate afecțiunile care modifică, care alterează stomacul, se referă la ceva foarte obișnuit și foarte important pentru noi, așa zisa pâinea noastră de toate zilele. Adică, de ce? Că, știți, stomacul ne hrănește. Cu alte cuvinte, un fel de latură materială și, de asemenea, maternă, de fapt, a existenței noastre, o să vedem. În general, stomacul este afectat de îngrijorare, la fel ca și splina. Și acum, infecția stomacului arată, deci, și o problemă de imunitate pe de altă parte, că este o infecție. Deci o imunitate foarte scăzută, o să vedem. Acum, când o infecție, de exemplu cu Helicobacter pylori, ne afectează, tu, în mod normal, trebuie să știi sau ar trebui să știi că ai imunitate foarte joasă. Adică ar fi un fel de stare de alertă, ai niște vibrații negative, ești în pericol, e o stare de urgență. Și acum gândiți-vă că dacă 70% din populația României are Helicobacter, starea de sănătate a populației României nu este tocmai bună. Adică noi cam suntem într-o stare de urgență la nivel general. Acum, de ce? Pentru că, de ce e atât de important? Pentru că, vedeți, dacă stomacul este afectat, noi nu ne putem hrăni. Că primul contact al hranei cu noi, care e o energie până la urmă, este în stomac. Și dacă stomacul este infectat, este rănit, ca așa arată, ca o rană, este inflamat, este dureros, noi nu putem să primim, nu putem să digerăm, nu putem să macerăm hrana și atunci nu primim nici energia din alimente. Cu alte cuvinte, este o problemă cu alimentarea noastră energetică, ceea ce este foarte important. Știți că noi suntem niște consumatori de energie. Pe de altă parte, îngrijorarea este specifică tiparului feminin de gândire, dar nu este varianta originală. Cu alte cuvinte, cele mai multe afecțiuni sunt la nivelul persoanelor feminine. Deci gastrita cu Helicobacter în principal apare la femei. Dar, atenție, poate să apară și la sexul masculin, ceea ce arată că acele persoane care au gastrită cu Helicobacter fiind bărbați, au un tipar cam feminin de gândire, adică au un in dezvoltat, cu alte cuvinte sunt niște persoane care așa gândesc, sunt mai îngrijorate cum sunt femeile. Deci sunt niște persoane mai sensibile, niște bărbați mai sensibili. Îngrijorarea este o formă de anxietate. Deci o stare anormală, de fapt, o stare virusată a ființei umane, deci nu este obișnuitul nostru, și denotă neîncredere, care, atenție, vine dintr-o carență maternă. Mama ar trebui să ne învețe de mici să gândim pozitiv, dar dacă mama, când ne-a crescut, ne-a ținut de mână și ea a fost o persoană emotivă la orice lucru care apărea, atunci și copilul, băia sau fata, a învățat să fie și el emotiv. Deci este ceva ce se transmite. Doamna doctor, dacă ar trebui să definim o caracteristică principală a acestei bacterii, care ar fi aceea? Și anume că ea se dezvoltă exclusiv în stomac, în mediul acid al stomacului. O să vedem acest lucru în următorul filmuleț.
Hello, my name is Dr. Paul Choi. Today, I'd like to discuss about an organism called Helicobacter pylori. It's a very common disease that are found throughout the world. Many patients have asked me questions regarding its epidemiology, diagnosis, and treatment. And today, I'd like to briefly summarize these aspects of this organism. Helicobacter pylori was first discovered by Dr. Marshall and his team in Australia in 1983. Since then, we have learned a lot about this disease. In fact, what we know is that this is an organism that lives primarily in the human stomach. It requires acid, and therefore, it is extremely hard to find this organism outside the human stomach. This disease is commonly found in lesser developed countries. Therefore, we find that Helicobacter pylori infection is much more prevalent in countries like Africa, countries in South America, and to a certain degree, Far East. As these countries undergo development, however, its incidence does decline, and therefore, the disease associated with this organism also have been demonstrating a decrease in their incidence. Helicobacter pylori is commonly associated with peptic ulcer disease. When I say peptic ulcer disease, I mean gastric or stomach ulcer and duodenal ulcer. Additionally, Helicobacter pylori is associated with gastritis and other entities such as intestinal metaplasia, atrophic gastritis, sometimes even dysplasia, and eventually gastric cancer. Basically, these conditions are pre-malignant conditions that predispose an individual to the development of gastric cancer. Not all patients with Helicobacter pylori go on to develop gastric cancer. However, there is a marked increase in the incidence of cancer among patients who are infected with this organism. For example, one study has found that Helicobacter pylori infection is associated with up to 6 times the risk of developing cancer lifetime versus someone without the infection. How to make the diagnosis of Helicobacter pylori? Well, there are 4 different types of tests that are currently available, and they include blood tests, a serology that tells you whether you are infected with this organism or not. Unfortunately, if you're from endemic countries such as, for example, Korea, where up to 85% of the population are infected with this organism, then positive test result may not in fact tell you whether you currently have the infection or not. Therefore, it is very useful in countries where the infection rate is low, but in countries with high incidence or individual from high incidence, this test is not as useful. There are other tests such as stool antigen tests, where they test for the antigen or the marker of the infection in the stool specimen. There's also a test called a breath test, where they test the byproduct of the urease, an enzyme that is commonly found in this infection. More commonly, we perform upper endoscopic examination, where we can
examine the entire lining of upper intestinal tract. This test enables one to test not only Helicobacter pylori, but other entities such as ulcer, reflux disease, as well as even cancer. When we do upper endoscopy examination, we take a very small specimen of the gastric lining and test it for the presence of the infection by a test called Claude test, or something equivalent to that. We can tell you within 2 hours, in most cases, whether there is an infection or not. There's some controversy regarding whether to treat patients with Helicobacter pylori or not. That is because the incidence of serious side effects arising from Helicobacter pylori, such as gastric cancer, seem to be declining. However, if you are from an endemic area, such as Korea, Japan, China, South America, Africa, then I think you have to think twice about just letting the infection go, because you are in fact at a markedly increased risk of developing this deadly disease if you do not treat a known agent that promotes stomach cancer. Usually, patients who are infected with Helicobacter pylori who are treated requires 2 weeks of therapy. The treatment includes an acid suppressant or proton pump inhibitor, as well as two separate antibiotics for a duration of 2 weeks. The efficacy of eradicating the organism is up to 85 to 90%, and not only do you have a markedly decreased incidence of recurrence of peptic ulcer disease, gastritis, and so forth, but there appears to be strong data that eradicating the organism itself will prevent the development of gastric cancer. I hope I have been able to summarize briefly the epidemiology, diagnosis, and the rationale for treatment of this very important and interesting organism. Doamna doctor, să înțelegem că există chiar un potențial cancerigen. Riscăm să ne îmbolnăvim de cancer, nu? Sigur, este destul de riscant. Dar nu numai atât, trebuie să știți că sunt foarte multe situații când pacienții se duc să se investigheze pentru Helicobacter pylori serologic, de exemplu, că se poate, și testele sunt negative. Dar când vii la noi la investigații, aici la electrosomatograf, află cu surprindere că sunt pozitive, adică că au totuși Helicobacter pylori, și e așa o mică discuție: doamna doctor, dar eu m-am dus înainte și n-ai și Helicobacter. Și am spus: doamnă, eu n-am stat aici, dumneavoastră a stat aici, aparatul v-a găsit, asta aveți. Deci apare așa o neconcordanță, pentru că de cele mai multe ori testele sunt negative, trebuie să știți. Și mai mult de atât, în cazurile în care se vindecă greu, pentru că sunt persoane care, la care se vindecă foarte greu acest Helicobacter, apare o rezistență deja, pentru că ați văzut și în filmulețe, sunt mai multe tulpini deja, el a căpătat o rezistență. De fapt există, și deci când nu se poate vindeca Helicobacter, de fapt ce am observat noi aici în clinică este că există și alte infecții simultane cu Helicobacter de la stomac, adică în paralel. Cu alte cuvinte, de exemplu, ar putea să fie infecții renale, sau, de exemplu, caridentare sau abcese, sau, de exemplu, sinuzite, trenante, cronice, care sunt simultan cu infecția, sau afectări ginecologice pot să fie. Și toate acestea reflectă, de fapt, un teren scăzut al imunității, o stare de imunitate foarte joasă. Deci nu vorbim decât de o infecție cu Helicobacter. De obicei, când apare o infecție cu Helicobacter, s-ar putea să mai fie și alte infecții în corp. E nevoie, deci, de un tratament în astfel de situații energetic, pentru că o să vedeți că aceste infecții sunt blocate, sunt asimptomatice. Deci, de ce? Pentru că corpul nu are suficientă imunitate ca să le scoată, de exemplu, să apară în analize. Și atunci ele sunt blocate cumva în corp, poate la nivel de mucoasă și nu se observă, sau la nivel de ganglioni, și corpul dezvoltă boli cronice, o să vedeți după aceea. Aparatul digestiv, în general, înseamnă modul cum noi digerăm evenimentele vieții. Cam asta semnifică. Și cum le integrăm noi. Și de obicei nu le integrăm bine.
Noi suntem foarte revoltați și supărați cu toate lucrurile care ni se dau, suntem foarte supărați pe soarta noastră, spunem, vai ce soartă rea avem și suntem foarte nemulțumiți, dar uităm că de fapt tot ce se întâmplă în viețile noastre nu sunt decât provocări ca noi să creștem și noi să evoluăm și nu prea înghițim aceste lucruri. Cu alte cuvinte, problemele de stomac apar în general când știți cum gândește pacientul, că realitatea, de exemplu, a mea cotidiană este un fel de conflict în dorințele mele și nevoile mele. Deci nu reușesc să pun la un loc ce-mi doresc cu ce realizez. Să avem un echilibru. Exact. Sunt nemulțumit de mine, cu alte cuvinte. Ca și când trăiesc angoase, adică trăiesc frici. Anumite lucruri apare că le și resimt în stomac, îmi rămân în stomac și îți apare ca un ghem în stomac. Nu știu dacă ați avut senzația asta, da? Da. Ceva care te strânge. Și le diger greu, nu trec de stomac. Toate aceste anxietăți, care sunt un fel de hrană proastă, știți? Sunt un fel de otrăvuri, de fapt. Ele sunt un fel de euri emoționale negative. Pentru că noi credem că avem euri decât în alimentație. Nu e adevărat, avem și euri emoționale. Și nu le luăm în calcul pe acestea. Ele ne scad vibrațiile stomacului și respectiv ale plexului solar. De asemenea, plexul solar, care este locul puterii, e foarte important, este locul puterii și a relațiilor cu lumea înconjurătoare, deci ne afectează și relațiile, practic, aceste lucruri care se întâmplă. Furia și agresivitatea, de asemenea, pot să simțim că îmi rod interiorul și atunci facem ulcer, că de fapt asta arată ulcerul, e un fel de eroziune la nivelul mucoasei. Iar stomacul devine nervos, că se și spune, nerv la stomac, știți, există această în popor, se spune. Și devine fragil, devine sensibil, devine vulnerabil. Practic, se creează treptat un fel de teren, un fel de, să zicem, un loc pentru instalarea apoi ulterioară a lui Helicobacter pylori, care el practic rezonează cu nivelul nostru energetic căzut din stomac. E ca și când noi îl atragem pe acest Helicobacter. Cu alte cuvinte, nu toată lumea se îmbolnăvește de Helicobacter, decât acele persoane care, datorită faptului că au niște emoții negative, care se macină, care se îngrijorează, care sunt foarte grijuli, ele rezonează cu aceeași frecvență scăzută al Helicobacter. E ca și când îl cheamă, hai vino la mine. Marea majoritate a pacienților cu gastrită se plâng de arsuri la stomac, aciditate și reflux gastroesofagian. Da. În general, gastrita cu Helicobacter este asimptomatică la, să zicem, jumătate din cazuri. Și pacientul apare la medic exact cu acest simptom, cu această plângere, a unei acidități, a unei hiperacidități și a acestui reflux gastroesofagian, care poate să fie ziua sau poate să fie seara când te culci pe pernă. Și atunci apare ca un fel de hipersalivație sau un deranj la nivelul gâtului, în chakra gâtului. Dar trebuie să știți că, trebuie specificat că nu este chiar așa cum credem noi, pentru că știți că Helicobacter pylori are un tropism pentru stomac și pentru aciditatea din stomac. Și ne-am gândit că, de fapt, tocmai această aciditate îl atrage pe Helicobacter. Dar o să vedeți că este exact pe dos. Adică, este invers. De obicei, se instalează treptat gastrita, datorită grijilor noastre și faptului că mâncăm și, să zicem că nu corect, pentru că aici e și componenta alimentară de care trebuie să ținem cont. Pentru că una din cauze importante este și o alimentație care nu este bine făcută. Dar noi vorbim acum pe lângă alimentație și de componenta emoțională în această emisiune. De asemenea, trebuie să știți că încet, încet, după ce se instalează gastrita, ea presupune în primul rând inflamație. Când apare inflamația, sunt afectate celulele care secretă acid clorhidric din stomac, pentru că normal că sunt și ele inflamate, sunt deranjate și atunci ele încep să scadă inițial secreția de acid clorhidric. Pe fundalul acesta, pentru că totuși acidul este prezent, se instalează ulterior Helicobacter și ghiciți ce? Cantitatea aceasta crescută pe care noi o semnalăm ulterior ca reflux gastroesofagian nu este decât de fapt o formă compensatorie, o formă reparatorie a corpului care încearcă să distrugă prin propriile lui forțe această bacterie, considerând că ea este agresivă. Deci, cu alte cuvinte, corpul reacționează crescând încă o dată și încă o dată această aciditate pe care noi o resimțim ulterior.
Din păcate, ajungem ca acest lichid gastric, hiperacid, să ne deranjeze, să ajungă până în esofag, dar să coboare până și în duoden și de cele mai multe ori afectează peristaltismul chiar al intestinului subțire. Și apoi duce în final, în tot tubul digestiv sau în marea lui parte, la un mediu foarte acid, la un mediu propice apoi pentru dezvoltarea celulelor canceroase.